Vă rog pentru început să vă prezentați, pentru colegii care nu v-au mai recunoscut. Petre Stobozeanu. Dumneavoastră ați recunoscut mulți dintre colegii de astăzi? Aproximativ jumătate. Ceilalți s-au schimbat mult? După cum a trecut timpul, ne dăm seama că s-au mai schimbat. Vorbim astăzi de amintirile de acum 25 de ani. Care sunt cele mai frumoase amintiri care vă leagă de anii de facultate? Ce pot să spun? Că au fost mai multe amintiri frumoase, dar cele mai frumoase erau atunci când nu știai cum să treci un examen și să părea că e cel mai frumos când l-ai trecut. Deci le treceați până la urmă pe toate? Pe toate le-am trecut, da. Și avea și bursă. Avea și bursă? Semnificativă pentru vremea aceea? Era. Și ne descurcam. Deci astea au fost cele mai frumoase momente în facultate, în momentul când luai un examen și era frumos. Da, ce să spun, și au fost momente frumoase și când mergeam în practică. În practică? Mergeați anual în practică? Da, aproximativ anual, nu mai știu exact. Eu sunt ca răguș și nu știu dacă îți merge bine în microfon. Și zice că mai știu la slobozia. Spuneți-mi, vă rog, mai activați în domeniul pentru care v-ați pregătit? Care este profesia dumneavoastră în prezent? Da, sunt inginer mecanic, lucrez la o fabrică de ulei. Așadar, toate cunoștințele din facultate le păstrați și le folosiți? Deci, nu toate, dar mai mult de jumătate s-au folosit în practică, da. Lucrez în meserie, am spus, inginer mecanic, mecano-energetic, investiții și se lovește cu ce am făcut în facultate. Sunteți unul dintre studenții norocoși care a folosit examenele luate cu greu. Am progresat de la simplu inginer până la funcția de director și, să zic așa, este bine.